Neața, bine, nu știu ce e la voi, la noi e neața. La noi este ora 3:22. Ah, nu vedeți bine în oglindă, scuze. 3:22 dimineața. Trebuie să fim la 4:25 la aeroport. Mi se pare o prostie, 4:25 și la aeroport. Pentru că ne decolează avionul la 6:50. Trebuie să fim acolo ca să-i facem cu mâna. Și se pare că, indiferent dacă ai check-in-ul făcut, dacă ai bilet, trebuie să fii cu 2 ore înainte acolo. Ce mai mare prostie. Asta e. Să fii cu 2 ore acolo ca să... Ce poți să faci în alea 2 ore? Dumnezeule mare! 2 ore, adică ar trebui să stau acolo ca un pupândău în aeroport? Nu înțeleg, nu înțeleg, nu pot să înțeleg. Acum Cătălin se încalță, eu am sandale, deci imediat mi le iau în picioare. Oh, ar fi bine dacă m-aș încălța. Da, își pune și returile. Și urmează să chemăm un Uber. Și se pare că este extraordinar de scump. Nu comandați niciodată Uber la 3 dimineața. Dacă sunteți după o beție, mai bine mergeți până acasă. Vă pârlește rău la bani. E 40 de lei, puii mei! Ce? E o glumă? Da, odată mergi și tu în Germania. O, odată Apropo, sau da, de-a? în Germania mergem. Și am zis să filmăm, să facem un vlog, să avem și noi amintire și poate vi se pare și vouă interesant. Ca să reflexăm la săracii, au de săracilor. Suntem și noi niște săraci care pleacă în Nemția. Nu, că totuși nu mergem să stăm la un hotel de 5 stele. Mergem la mama lui Ciuncio De 5 stele. și mergem cu Wizz Air, adică cea mai ieftină companie. Cea mai proastă. E Cea mai cea mai haibă. proastă, da. Cea mai sărăcie. Vă luați Wizz Air, copii. Vă luați Wizz Air, copii. Moarte. Încă nu pot să spui asta. Să vedem cum o să fie zborul. Sper să nu avem turbulențe. Pentru el e prima dată când zboară cu avionul. S-ar putea și ultima. Pentru mine e a doua oară, doar că eu habar n-am. Nu Dacă mai pentru știu mine e cum ca e. și când ar fi pentru prima dată, Păi adică... da, pentru că am zburat acum 7 ani și nu mai țin minte nimic. Wow. Deci, Nu, eram clasa a noua. no, Acum zbor sunt și la bătrân. piano și... E boșorabă. Da.